Imagini halucinante au putut fi văzute azi noapte în capitală. Pe Palatul Regal a apărut la un moment dat proiectată o svastică. Nimeni nu știe cum a apărut pe zidurile clădirii istorice simbolul nazist. Trecătorii ieșiți la plimbare la acea oră au fost de-a dreptul oripilați că așa ceva se poate întâmpla într-o capitală europeană a anului 2017. Mein Kampf, Hitler, da? Da, desigur, în 1940. Și noi suntem la fel, nu? Ce să spun București, băi? Ara. Doar ar fi primit autorizație? Imaginea svasticii a apărut ca din senin pe peretele Palatului Regal de pe Calea Victoriei. Oamenii ieșiți la ceas de seară, la plimbare, cu greu au putut să-și explice o astfel de apariție. Contactat de B1 TV, edilul sectorului 1, Daniel Tudorache, a venit cu informația că totul face parte din scenariul unui film care se toarnă în București și spune că cei ce fac filmul au toate autorizațiile. Se toarnă un film, da, din informațiile pe care le am. Au aprobare să-și... E un film artistic, am înțeles. Deci au aprobare de la Primăria Capitalei să filmeze în zona respectivă. Potrivit documentelor care ne-au fost trimise de edilul sectorului 1, este vorba despre filmul Barbarii, o peliculă realizată de regizorul Paul Negoescu. Însă chiar și așa populația ar fi trebuit anunțată pentru a nu intra în panică, cu atât mai mult cu cât este cunoscut faptul că e ilegal să afișezi însemne naziste în locuri publice. Cred că era normal să anunțe oamenii în prealabil. Cred că era de datoria lor. Deci, într-adevăr, trebuie să aștiințeze cetățenii sau să sperie. Potrivit legii, afișarea unor astfel de însemne se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.